Ok, funcționează și acesta. Ok, ea este bunica, chiar e bunica mea. Uh, uh, Vă loc, bunica. Uh, Așa. Uh, mama e Valera, îi spunem noi. Valeria. Valeria. Mama e Valera sau mama e Valeria? Mama um, mamaie trebuie să ții microfonul mai aproape, da, când vorbești, așa aproape ca mine. Te uiți la mine. Așa. Ce fac eu? Fac și mă, tale Ok. Da, da, da. Um, ok, dacă vă întrebați de unde a pornit pocăința în neamul nostru, de unde a pornit schimbarea în neamul nostru, schimbarea în bine, uh, de la mamaie și tataie, cum le spunem noi, uh, Tataie a plecat la Domnul. Uh, acum un, câți? 2 ani doi de zile. Doi. Da. Uh, de 2 ani de zile a plecat la Domnul uh, și ei sunt uh, și credinței noastre, a familiei noastre. Uh, prin ei Dumnezeu a deschis o poartă. Deja sunt a treia generație, nu? A treia, prima, de fapt, hai să zicem, prima e mama, a doua sunt eu și cu primii frații mei și... A, ah, vă punem și pe dumneavoastră, nu? Bine, hai să zicem așa, de la mama e prima generație, a doua generație mama, a treia generație eu, a patra generație copiii mei și tot așa. Deci atât când Dumnezeu a deschis porțile acestea de, de binecuvântare în familia noastră. Um, pastorul meu, pastorul bisericii în care eu am copilărit, o obișnuia să-mi spună Timotei, pentru că am o mamă și o bunică, o mamă și o bunică, amândouă credincioase, și spunea că tata e grec. Da, adică tata. s-a transformat și el în evreu, slavă Domnului. Da, deci Timotei, nu pot să uit asta, de câte ori mă vedeam spunea Timotei, bunica credincioasă, mama credincioasă, tatăl grec. Dar slavă Domnului că s-au îndreptat lucrurile. Ok, haleluia. Mama e, spune-ne... De ce a trebuit să faci pasul ăsta spre pocăință, spre uh, schimbare, spre întoarcere la Dumnezeu? Ce nu era bine în familia dumitale? Aproape, microfonul, microfonul, așa. Odată a fost foarte bine în primii ani. Ne-am căsătorit, am făcut și noi casă ca toată lumea, o gospodărie. Am avut copii, cinci copii, doi, două fete și trei băieți care știe din nepoții mei. Pa am mers înainte, binișor, am sărit o vie de vreo 800 de butuci, că asta era baza la țară și era și ei mei primii care dacă vin, nu aveai vin, nu aveai curaj. <laughs> <laughs> și, și după aia ne-am, cum să spun, ne-am gospodărit, ne-am, trăit o viață frumoasă chiar, până la o vreme. Am cununat, am botizat, am făcut fin ca să aibă și nevizita cu mătrii. Am luat în primire un magazin de vreo 16 ani, am luptat acolo, o... pe Pașe... am mers binișor. Ei, deși satana să nu între noi, să ne facă numai greutăți și numai răutăți, vin eu fini, cu mătri, hai la nașă, că au băutură și au așa, și au mâncare și au de toate, și în urmă ne șiartam, și artam, și în urmă ne-am ne, a făcut viața urâtă la o vreme. Chiar din, urâtă. Din cauza băuturii? Din cauza băuturii, da, pentru că era prea mult nu ne mai trebuie vin la masă, ne trebuie asta apă, ne trebuie vin. și <laughs> 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 -ă, în bucuriile cele mari, satana ne-a biruit și ne-a făcut să urăm viața, să urăm, adică traiul și la care era, cu toate că aveam de toate cele, de toate cele, nu ne mai era parcă plăcută viața. Și avem niște vieșini pocăiți, avem un moș care a fost pocăit din tinereță, și eu când eram copil în tare de adunare, de pocăiți, de frați pocăiți, stimam chiar. Dar bărbatul meu a venit din altă cetate și el a spus că la noi nu este pocăiți, nu permit așa ceva, nu. Și-a intrat prin servici, nu a avut el grijă la pocăință. Dar la o vreme, stând de vorbă cu frații pocăiți, cu, așa cu lumea din sat, mă zici, parcă, parcă ar fi bine, că și au auzit o predică la o mormântare, să predica și să predica frumos despre păcatul lumii și despre viața veșnică și despre rai și iad. Și zici, măi, parcă mă atrage ceva, că el e dintr-o familie ortodoxă, dar e din din nu așa... Practicanță, nu ne practic. Da. Mm -hmm. Și zici, măi, femeie, parcă ar trebui să, să schimbăm noi viața asta. Eu am fost chiar de acord și așteptam așa ceva. Și am mers prin, cum spun, prin îndemnul unor veșini și a unui cumnat care l-avem pocăit, am mers la adunare. Și când am mers prima dată la adunare, eu am fost mai de multe ori chiar în viață din copilărie, așa, dar bărbatul nu a fost, că el era străin venit în sat și nu a fost. Și atunci când am mers la adunare, atât au întrebat, măi, cum nati, că acela era proroc, avea darul, dar Dumnezeu diferite și spune, și măi, cum nati, dar eu aș vrea să văd dacă voi aveți Duhul Sfânt acolo, dacă, așa cum vorbiți voi, dacă vă vorbește Duhul Sfânt. Și cum îi spune, vine breș și vezi tu, și ai să vezi. Tatae fiind, am înțeles, 8 ani de zile diacon într-o biserică da. și cu toate, a cu toate astea vreau să accentuez din nou uh, faptul că uh dumneavoastră bunicul, dumneavoastră aveați nevoie de Dumnezeu deoarece viața dumneavoastră fusese distrusă de băutură. Fusese... Deși erați niște oameni harnici, deși erați niște oameni care aveați în grijă magazinul satului cum era pe vremuri, era foarte important dacă era sau un singur magazin în sat, magazinul acela comunist pe care unii dintre voi l-ați prins și era un om foarte important dacă aveai pe mână gestiunea 16 magazinului. Ane. 16 ani. Uh, însă iată că beția devenise un mare pericol și um, ce credeți dumneavoastră? Dacă nu vă întorceați la Dumnezeu, mai trăiați astăzi? Nu știu. <laughs> da. Nu știu că o cu sada, cu gălăgie, că dacă se serve băutură, cu tot, cu mături, cu tot, cu fina, cu tot așa mereu, mereu, la băutură și era decât satana în băutură și de acolo ne luam la șartă, chiar și la batai și uh -huh. așa și Dumnezeu ne-a scos. Și când ne-a scos, în anul când o, o, omul ne-a mers la biserică și i-a plăcut, i-a plăcut, că chiar atunci în seara și am avut o lucrare. ca zic așa, știi, și da, în acela era proroc și spune, și măi, am văzut că a ieșit un om îmbrăcat în alb și tu erai cu o în mână și în geantă așa ți-a un teanc de coale albi. Și au spus că așa este coale albe să le completezi toate cu rugășiuni. Uh -huh. Și l am întărit deodată chiar. Și el când a spus că dacă îmi vorbește Domnul, așa o, o târul ăsta s-a plecat, dacă îmi vorbește Domnul, a zis și prin Duhul Sfânt, cum spuneți voi că aveți Duhul Sfânt, eu acolo rămân. Și așa a fost. Uh -huh. Că dacă eu vorbit Domnul că trebuie să completez acele șeri și acele... Așa și îndeplinit. Și nu am mai lipsit omul, meu, a plecat în pământ și nu a lipsit de la adunare. are rar, doar de un caz greu, dar nici nu a fost bolnav. Câți ani când v-ați întors la Dumnezeu? Eu aveam 45 și el avea 52. Deci, atât că nu erau tinerei, 45 Cinci, și da. 52. Nu erau chiar tinerei, erau trecuți de da. prima tinerețe, era una a doua. Uh, și Iată că Dumnezeu va a vorbit. Ce e foarte interesant este că, vedeți, bisericile astăzi fug de prorocii, multe dintre ele, fug de vedenii, fug de darurile Duhului Sfânt și au impresia că oamenii se sperie de lucrurile acestea, au impresia că oamenii se sperie de, de proroci, de văzători, de uh, lucrarea Duhului Sfânt, dar iată că ce l-a întors pe bunicul la Dumnezeu a fost tocmai faptul că venind dintr-un mediu în care n-a auzit prorocii, n-a uh, auzit vedenii, din partea că lui Dumnezeu, exact, iată că o astfel de prorocie din partea unui om care a spus o viziune din partea lui Dumnezeu, asta l-a copleșit și l-a făcut să se um, să se întoarcă la Dumnezeu. Cum a fost căznicia noastră? Ce ați făcut și atunci, după? Nu Atunci când, după ce am venit la adunarea acasă, ne-am hotărât uh, prin cuvântul cumnatului, cumnatul spune măi, băieți, măi, că era mai ca noi. Deci, măi, voi dacă vreți să vă pocăiți și luați -o și hotărârea asta, trebuie să scoateți via, că voi cu vinul așa înainte nu mai înaintați, că noi făceam mult, făceam 1500 de sute de vin, 100 de chile de țuică, făceam mult. Și zici, măi, cu, voi cu vinul ăsta nu mai înaintați, că și el a fost tot de acolo ieșit, uh -huh. tot din vin și știe că nu-i nu bun. Uh -huh. Și noi bărbatul și, și femei, tu, mei, să, că avea via noastră 30 de ani, exact 30 de ani am plinit de când am pus-o. Și zice, și zici, zici femeie, era curățat, așa, pe printul vară, era foarte frumoasă. Dar eu zic, da, o scot, nici nu mă gândesc, că eram eu mai mult cu munca la vie Și nu, o scot, nu-mi pare rău după nici o băgheță. <laughs> <laughs> și el zic, hai, dar să o scotem. Dar s-a mirat întregul sat, la noi zbușă de locuitori, s-a mirat din noi, cum ne-am dus amândoi, era greblată ca aici, așa curat, și tot pregătit pentru să o legăm la harag. Și ne-am dus, eu trăgem de butuc și barbatul cu, cu soaia la rădășină și am tăiat tot vieșe, am adus acasă două căruți de coșulină de cei de vie. Să ne și o nebunită este, chiar o nebunită. Tăieți o, -o vie ca și ea. Și, și, noi am spus că dacă și să, să mai ținem, hotărâți am fost. Am avut televizor, am avut patru aparate de radio, toate le-am dat nu că numele Domnului, numele Sătăni am dat. <laughs> da. deci, nu mai vine să ne plătească, nu ne trebuie nimic. Când noi am avut prima dată, am tras noi lumină în sat și bărbatul meu era distractiv om, a fost el în viața lui și el aparat și televizor și lumină și tătile făcut. Și atunci tot am distrus, tot, tot, dar nu ne-a părut rău deloc, nici nu ne-am mai gândit, nu ne-am mai uitat în urmă. Ce frumos! Și cu cumva ne-a rupt legătura și cu fine a rupt legătura și pac, atunci ce duce vrajmașul. Hai, nașule, nu mai bem un vin, nu mai... Cu tot că niciodată nu ne șinsteu, ei noi pe dăși, dar ea atunci s-a de părere rău. Când <gângătă> nașa sunt a pocăit cu nașul. Deci dumneavoastră ați luat pocăința -a uh, în, serios în serios. Și n-am mai dat un pas înapoi bărbatul meu, avem oi multe și ne am să 3 trei săptămâni la stână. El a plătit oameni la stână și nu s-a dus nici la stână să vadă oile când era slujba la biserică. El nu mai... A fost un om devotat chiar Domnului că s-a făcut o biserică nouă la noi în sat. El nu a lipsit o zi de la muncă așa și a lucrat chiar și vară acolo la biserică. El a scos căruți la lucru acolo, oameni, scotesc și de dimineața. A fost tare, a făcut lui în biserică și... Dormit. Dormit și, în biserică, și din biserică a murit. Din biserică, acolo, când l a luat rău în biserică, l-a luat boala asta de atac cerebral, Sara a fost la biserică, s-a rugat, a spus să mulțumească bătrânul pe sacar, o mulțumit, o mers acasă, s-a culcat, o mai cerut un pic de mâncare și l-a luat l atacul ăsta, l am dus la spital și a mai trăit vreo trei luni jumate și a plecat la Domnul. Și când a plecat la Domnul, înainte de a Înainte să mai spun și asta, mai da, este -mă, vreme. Da, spune-mă, mai spune, spune. <laughs> înainte mai de a se cu două luni, <coughs> el postie mult, postie în timpul ăsta, în 34 de ani, postit mereu, mereu postie. Și postul isterie, și câteva și zile în șir postie. Și atunci spune, zice, măi, nevastă, parcă aș lua postul isterie înainte de a pleca cu două luni. Dar eu spun, măi, dar tu mai poți în slăbășiunea ta, ești un bătrân, avea 86 de ani, Zic, tu mai poți să iei postul și ala care l-a ținut la tiniereță, Pot, cu ajutorul Domnului. Și el o ținut că el așa bea permanent lichide. Dar atunci trei zile și trei nopți nu a băut apă, nu a băut lapte, nu a băut suc, nu a băut nimic, nimic, nimic. Așa o ținut trei zile. Și la treile zile, eu îi spun, zic eu, ziua postiem și seara mâncam. Mai hai să fac mâncare. E, mai este până seara, mai las-o leacă. Mm -hmm. Și zice, ia că am băut, zice, hai, dă care mâncare, că am băut un pic de apă, am scapat pe gât, parcă. Așa, o frică avea el de post. Mm -hmm. Așa pot să fie. O scos scapat un pic de apă pe gât și să-i dau să mănânci. Și după așa, la două luni, o căzut cu atacul ăsta, dar o lucrat, el lucrat, tăie lemne, fășe straturi, fă, mm -hmm. un moșneac sănătos era. Și când o căzut, în trașele trei luni jumătate, el o postit o zi. O postit o zi în durerea lui lui. Că s-a uitat că el i-a luat graiul și stăte pe pată, așa, și tot înțelege, nu putea să vorbească. Și s-a uitat într-un colț, așa, la, în casă, și zice, și eu întreb, și, și vezi acolo? Dar el zice, nu puteți să spui, dar eu spun, vezi pe Domnul Da, dimineața, și mă duc cu fata, cu Antonica, era la mine, stat și e trei luni jumate acolo, cât fost el bolnav. Și Zic, zic, măi, dar nu mănânc azi, nu vrea nici apă, nici mâncare, nimic cât putea el să mai, când îl hrăneam noi, nu, ne refuza, nu, nu, nu. Sara, zic, și se întâmplă cu dânsul? Sara, hai să-l încercăm iar, să vedem ce zice. Dar el zice, uh, da, apă, șere apă, șere mâncare. Zic, dar și eu fost azi cu tine, ai postit? Zic, da, că l-a văzut pe Domnul Isus acolo. Wow! Da. Minunat. Da. Eu mi-aduc aminte când am fost la... Se aude microfonul, da? Chiar dacă îl ținem mai departe, mulțumesc um, Îmi aduc aminte când am fost la spital um, Vă dați seama A fost acest atac cerebral se spărsese ceva pe creier, un vas de sânge pe creier și m-am dus la spital, spitalul era în Iași și satul bunicilor mei la câțiva, câteva zeci de kilometri de departare, 40 de kilometri departare de Iași și -am, când am trecut prin, prin sat am văzut că bisericii se făceau un gard nou se dărâmase gardul vechi și se făcea gardul nou. Și m-am dus la bunicul, la spital, și i-am dat vestea. El era așa, vă dați seama, doborât de boală și era întristat așa și tăcut, nici nu putea să vorbească decât să scoată așa câteva cuvinte de să-ți dai tu seama ce zice. Și i-am zis, tataie, la biserică se face un gard nou, dar el a început să zâmbească. A fost prima oară când l-am văzut zâmbind în, în boală. A zâmbit și a zis fier știi, de fier știi că el știa, el planificase el planificase el știa, s-a făcut gard de fier la biserică, de fier forjat și a vrut să se asigure că frații l-au făcut de fier cum a dorit el, de fier, a, nu de lemn, că lemn nu... a lucrat mult Mama, cum a fost relația noastră? Câți ani de căznicie ați avut? 62 împreună și are pe treile ani de când e 62 de ani de căznicie Uh, ați fost căsătoriți uh, când nu-L cunoșteați pe Dumnezeu mult, da, da, mulți, cât 30 de ani, nu? Da. și 34 ani de când suntem... Oho, 30 și ceva de când v-ați întors. Cu... Care, care au fost mai frumoși? Ăștia 30 dinainte sau ăștia 30 de Doamne, după? Doamne, să domnul că ești stari minunați. Da? Aștia aștia fost, cu domnul. Și eu fost un zbușim, cu că veselem, ne veselem noi și cu vinul cu dansuri, dar erau o înaintea așa noastră. Pe o clipă ne bucuram și pe eram tot timpul nemulțumiți, goi, parcă. Uh -huh. Eram numai cu... Și avem doar tu știi și mai spun că cât nu avem așa acasă. Ei, cu toate că nu avem nici o mulțumire să fletească. Nu era, nu era. Uh -huh. Deci goi, goi, efectiv goi. goi. Oricât uh -huh. vă bucurați și oricât um... Eu vă spun și ceea ce am și văzut în viețile lor că și mama a dus bunica de aici de față din cauza faptului că a băut atât amar de uh, ani uh, a avut așa o o slăbiciune la ficat. Nu. Eu zic că dacă nu s-ar fi, fi întors la Dumnezeu, oamenii ăștia nu puteau să o ducă mult așa în beție și um, familia, vă dați seama, era afectată și toate lucrurile nu erau în regulă în viețile lor. Um, Mi-aduc aminte de o scenă la... A, ah, o întrebare. Matale cu tata e sărbătoreați Valentine's day și e valoare. Și, <laughs> și m-am trecut. 14 februarie, Aveați ziua îndrăgostiților. Nu, nu. Deci nu... Nu m-a întrebat pe altă limbă, că nu am decât <laughs> Deci nu era Valentine's Day, nu? Nu. nu? nu la matal. Dar vă iubeați, nu? Da, era day. dragoste, nu? Amin. Tineri. <laughs> la bătrânețe ca tineri, am înțeles. Vreau uh, voiam să întreb, uh, îmi aduc aminte că atunci la... Mi-a suflat domnul, ți-o cuvântul, mi-a suflat domnul milă, chiar uh -huh. multă miele, Chiar dacă era mai ușor el în viața lui, dar când era pe pat și ala mă arde la inimă. Parcă aș fi dat eu zilele mele. Uh -huh. Așa de mult era milă că a fost un om gospodar, nu a fost un drogat, uh -huh. băutor de drogă. Fost în om. Moldova drogată înseamnă și băutor de drogă, ca să înțelegeți, <laughs> nu că făcea altele, așa Era fost om și la primărie și la sfat pus și la colectiv, na, era om din sat, gospodar Era miele de el că pleacă, dar Asta dacă, este. dacă eram în băutură, nu-l mai voșiem nu mai prețuiam. Te bucurai? Făceai șmatale ca... nu mai Știi bunica aia din sat de bărbatul era tot așa, era un mare bețiv și o bătea mereu și vine poliția și zice, breți, am arestat bărbatul. Sigur? Sigur? Și așa, da, bre, nu facem mișto, ți-am arestat bărbatul. Și am început să chiuie și să danseze, știi? Bucurie mare că i-a ea, ea arestat bărbatul. Asta e viața fără Dumnezeu. Un zbucium, o goliciune a sufletului, mult păcat care are consecințe grave și asupra trupului și asupra sufletului. Răscolind așa trecutul, că acum a trecut ceva vreme, mi-aduc aminte și am spus-o de mai multe ori asta în predicile mele și în postările mele, mi-aduc aminte că Acolo când erai lângă tataie, lângă coșciug, lângă trupul lui, îi spuneai într-una cât de frumos este. Așa-l vedeai, Matale, frumos? Mm, pe cum să nu-l vezi? Dar tu nu vezi pe Gabi frumos? <laughs> Alele, astăzi, m a m-am închis. 1-0. 1-0. Uh, ce frumos. Îmi aduc aminte că îi spuneai într-una că e frumos, că e frumos și că îți pare rău că nu i-ai spus mai des. Mm. Îți părea rău că nu i-ai spus mai des? Cred că în pare dacă am spus. adevăr i am spus. <laughs> deci, chiar îți părea rău că nu ai spus mai des, mamaie Eu am învățat ceva, eu am învățat ceva atunci. Am învățat că viața este foarte scurtă și că trebuie să profităm de orice clipă și trebuie să profităm de orice moment alături de cel pe care Dumnezeu ni l a dăruit, cea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Să facem totul, totul, tot pentru că viața este scurtă, să facem tot pentru iubirea proapeului nostru. Mama, îți mai aduce aminte când ai intrat în foc după mine? Da, dar cum să ne aduc aminte dacă o luni de zile am ras în asta de, de da? arsură? Hai să vă povestesc o întâmplare, că e bunic aici în față. Cum era eu să fac prăpădă? Da, prăpăr. un pic numai, că vreau să spun cum a făcut -o, înainte de plecare el. Ok, hai să adică încheiem cu plecare. Așa, așa. așa, așa. așa în acele trei luni jumate vreau să întăresc lucrarea de profeție. A venit un proroc la mine în casă el a catat pe cineva ca adică să slujească pentru dânsul, adică să roage pentru dânsul. Și l-a adus un, un bărbat din biserică, un frate din biserică, zice, deci, hai la sora, că are lucrarea asta. Și a venit ca să-i spui domnul ceva lui. Când a intrat în casă și când ne a pus la genunchi, că văzut că bărbatul e bolnav, bolnavul este pipat, s-a rugat el, ne-a rugat cu tăță. Și spune fratele și-a și Iată că o trecut, și bărbatule, o trecut mai mult de jumătate de cuptor, mai mult jumătate de vreme, de când ieși el era de două luni, și exact așa a fost mai mult, că au fost trei luni jumătate, o stat în pat. Uh -huh. Și zice, și, nu te doare, o zic că nu te doare absolut nimic, că durerea luat-o asupra mea. Și adevărat vă spun că nu l-a durut, în trei luni jumate nu s-a dat valul. îl înturnai ca pe un sac cu grăunță, dar el nu zice valiu. Nu l-a durut deloc și îl uh -huh. întrebam toată ziua cu fata, cu Antonica, și te doare, nimica. Și te doare, nimica. În trei luni jumate nu am auzit omul și ala să vă odată. Odată nu s-o dată uh -huh. Și zice, mai are, mai are încă puțin, încă puțin mai puțin de jumătate a trecut cu Și la trei luni jumătate, așa. Acredat. Și spune tot prin prorocul așa. Zice, la o vreme am să-ți dau să, am să-ți grai și hai să vorbești câteva vorbi interesante dar eu cu fata zic, măi, și idei el se uimea, așa, dar nu pre înțelege, dar nu re realiza el bine așa dar noi ne și șase, să, șase și la, la vreme și aia, și spui el și vine băiatul că am v-am spus că trei băieți și două fete și am un băiat care are magazin în o gradă la mine, în, cur, în grădină și vine de două, trei ori pe săptămână. Și așa la nu-i pocăit, așa la numai nu-i pocăit. Aici l patru spocăiți. Și băieță și două fete. Și vine băiatul la mine și vine, vine, întotdeauna în casă și i-a dușe, mă rog, dulciuri, bunuri. Zice, și mai faci mata tată? Dar el zice, dar el vorbește cum vorbesc eu. Da, și să fac mai băieți. Până atunci nu vorbi deloc. loc, uh -huh. vă două luni și ceva nu vorbi deloc. Și atunci, da, și să fac mai băieți. Stau și mă hodinesc. Dar băiatul îi spune, tată, zice, și da, de ce nu te ridici, de ce zice, și, și eu mă rog pentru mata tată să te ridici, dar el spune, și, las că eu fac bine, măi, Viorelul, îl cheam pe băiat, Mai, Viorel, eu fac bine, da, zice, și eu mă rog pentru tine, ca tu să te pocăiești, măi, că el nu-i pocăit băiatul. Și zice, eu doresc ca tu să te pocăiești și doresc ca Ion, genirile, să se pocăiască. Mm -hmm. și, că, și așa de rău îmi pare că nu ai lăsat, unul, nu pocăitul, să mă aduc în satul tău, că el e 8 km mai înalt sat, băiatul și zici, să mă aduc în satul tău să predic eu la niște colegi de care am făcut eu armată, să le spun eu de Dumnezeu mm -hmm. cumva să fac o bisericuță da, așa nu, acolo. dar măcar o dată să le spui el, mm -hmm. că așa le spune el când sunt trână, dar vrei el așa cumva mai într-un club să le vorbească, mm -hmm. într-un Mm -hmm. Casa, așa, undeva să fie mai mult șori. Și, și la stat că ai să băiatul spune, las că ai să și Nu, de acum plec la Domnul, eu nu mai mă aduc. Nu, nici nu vreau, zic că am vrut, dar dacă nu s-a putut, dar tu atâta te rog să te pocăiești. Și pleacă băiatul la mașină să-și descarce marfa, că a venit cu marfă, vine la magazin, să duce și să, să descarce marfa și noi ne arată, ne arat. măi băieți, deci cum de vorbi mamă, cum de vorbit așa clar, măi așa am avut lucrare, măi, dar el nu prea vrea să audă băiatul de lucrare, cu toate că o dat cuvântul și -o -o, și cum fost prin Israel și o da cuvântul cu se dar greu. Dumnezeu a să lucrează, că așa ne-a promis ar să vii și el. Și când vinem în casă, îi spun la fată, zic, să vezi tu când intrăm în casă, el nu mai vorbește cu, cu noi. Uh -huh. Chiar așa a fost. Când intrăm, dar eu îi spun, e, zic, te-ai bucurat cu băiatul, ei ai că zic, ia spune și nouă ceva. Și și-ai văzut un, este două luni și... Păi el, nimic. <hăhă>. Nu mai vorbit un cuvânt nu am mai spus. Uh -huh. Și asta ne-a mirat, așa cum, cum, Dumnezeu a lucrat cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, v va, 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 spus lucrurile astea, adică asta da, e minunat. -a spus prin, da, asta am prin acel spun. proroc. Prin proroc a spus că va spune niște vorbi interesante. Uh -huh. Într-o vreme, o scăs idei grai și a spus vă două vorbi interesante. Wow, minunat. Acum așteptăm ca uh, dorințele bunicului să se împlinească și Viorel și tata este deja în casa Domnului, slavă Domnului, să-l vedem și pe unchiul Viorel. De ce pocăință? De ce pocăință? De ce pocăință? Ce aveți cu cuvântul ăsta? Poate întrebați unii mai ales unii de pe internet care ne urmăriți și știu că în România mai ales e un pic iritant așa cuvântul ăsta pentru unii, dar pocăință înseamnă schimbarea minții, schimbarea vieții, înseamnă trăirea creștinismului cu adevărat într-un mod autentic, întoarcerea la Hristos asta, la asta ne referim noi când spunem pocăiți și când spunem pocăință, nu ne, refer, nu ne referim la o sectă, nu ne referim la nimic altceva ne referim decât la o relație cu Isus Hristos Domnul o lepădare a tuturor păcatelor care distrugeau viața noastră și viețile altora. Eu cred, tot cuvântul. Trebuie Eu cred că nu numai că am căzut noi într-o cauză așa cu băutura mult, că au fost multe băuturi în casa noastră, dar sunt. Chiar că drogați sunt oameni care se bat și se bat și se bat și, se bat, și trăiesc de o mie de ori mai rău ca noi și mai urât vorbesc și mai urât și nu se pocăiesc și te rugăm, mai oameni buni, dar noi n-am fost în halul vostru și ne-am pocăit, dar asta a fost și voința omului, numai uh că -huh. nu a fost nici o plăcutare pocăința și el a fost dintr-o familie credincioasă, ortodoxă așa foarte credincioasă, mama lui poți să săptămâni din nu nu e în lapte, măcar. Și, mă rog, era un om credincios, bisericos, că a fost și că vă și nu, de asta, zic, poate de asta ne-a dus Domnul, că aș crezut și ne-a plăcut, ne-a plăcut păcăința de mic copil, eu plăcut și lui așa și când au auzit atunci, i a spus la câțiva bărbați, măi, i voi auzit vă și predic omul și din tractor, cum duce un mort acolo pe o... o prelată, Relată, zice, auzit vă și spune omul ăla că trebuie să ne pocăim, dar unul spune, dar da, m-ar lua legat, dar da, m-ar lua așa. Dar el a spus atunci, așa, și nu era, nu era plan să pocăiesc, din ușa magazinului a spus, eu am să mă pocăiesc. Dar cu ani în urmă, în urmă, uh -huh. el zice, eu îmi place cuvântul, îmi place de oameni ăștia, eu am să mă păcăiesc. Și cu adevăr, Domnul și-a făcut datorie. Nu... Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Ne apropiem de, de final acum, <coughs> uh, mamaia mea de aici, bunica, uh, timp de, cred că 20 și ceva de ani, n-a știut că eu am dat foc în sat, adică în curtea ei, am dat foc la o căpiță de fân. Și căpiță? Erau zeci cari din... Cât? Zeci cari. Zece care. Zece căruțe, zece căruțe de fân, da, imaginați-vă niște căruțe, da, alea imense, deci căpița de fân... Două Da, 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 căpița de fân era, cred că mai mare decât jumate din scenă, așa, și înaltă, nu știu, 5 metri, nu știu cât avea înălțime, mare, mare. Și... M-am dus la, la țară, la bunici și noi, cum eram bucureșteni, habar n-aveam de, de lucrurile alea de la țară, cineva ne-a servit cu cartofi copți într-un jăratic. În mijlocul drumului era jăraticul ăla și ne-au dat cartofi copți. Și acum am zis, hai să facem și noi cartofi copți. Unde? <laughs> În căpița de fân, știi? <laughs> și am cerut cartofi de la mamaie. Mamaie o fi zis că ne jucăm fotbal cu ei, cine știe. Am cerut cartofi, ne-a dat mamaie cartofi și fratele meu la mare a făcut o groapă în căpița imensă, eu am băgat cartofii, am îndesat paele bine și am dat foc. Am așteptam să se facă cartofii. Când am văzut că crește focul, cred că flacăra avea 10 metri, a dat seama cât pe ce să ia foc și gospodăria tot pe acolo. Au luat foc scroafele? Dar nu le-am dat drumul să ducă, eu, nu știu, că au venit niște vieșini și obeni. Eu să mi era, că era în timponeză și era pe timp prăjătălui. Mm -hmm. Și eu să mi o leacă de nează, parcă m-a pune cineva, du-și-te culcă, du-și-te culcă, că, că, că ok, se poate da, să lucrai, la <laughs> să dobări. Să dă foc. <laughs> și când au venit, tu era. Și acolo m-a prins o frică, vreau, vreau să mă ard acolo, m-a prins o frică, că gardul nu putea să-l treci, că era în an de 2 metri. Gardul nu putea să-l trec prin pară, mă să trec înapoi între două stoguri, așa, atâta de departare era, și mă să trec prin focul și ala. Și așa gândindu-mă, nu știu, că au spus că m, -o, m -o tras, nu știu, nu tras niște apă uh -huh, pe uh -huh. așa pe foc, ca să pot ieși. Și mă au și la față și la mână și nu știam când am ieșit. Dar mulțumim Dumnezeu că, că, că am găsit băiat cu băiatul, l-au scos. Nu știu ce o scos de prin... Nu mai știu cine m-a scos, dar îmi aduc aminte foarte clar că eu am intrat în toaletă, WC-ul ăla de țară, vă aduceți aminte de el, um, și eu am văzut că a pornit un pic focul. Imediat am intrat în acel veceu de țară care era lipit de stogul de fân și mi se făcea cald în toaleta acolo. Deci foarte, foarte cald. Și nu mai puteam să respir de acum. Era foarte mult fum. Am zis, mă, ce se întâmplă? Și mi-aduc aminte că când am deschis ușa, am văzut așa foc. Și ca un tunel de foc ca un tunel de foc prin care eu am luat-o la, la goană. Și apoi am văzut-o pe mamaie, atât îmi mai aduc aminte scenele astea două, când am deschis ușa și am văzut foc, un tunel de foc prin care eu am trecut, îmi aduc foarte clar aminte, am trecut prin tunelul ăla de foc, nu m-a ars absolut deloc nici părul și după aia am văzut-o pe mamaie cum cineva îi, pansam îi curăța mâinile pentru că îi luase foc o bluză de pe aia ceva S-a topit, e... topit bluza pe ea și curăța mâinile de bluza aia topită de pe ea și uh, suferea acolo foarte, foarte tare. Dar ce a fost foarte interesant a fost că mai n-a știut că noi am dat foc timp de 20 secret, și ceva de ani. Mai, mă, secret, fost noi n-am mai spus. La lui -a deci spus. a fost șocul așa de mare că nu. Și eu am scris o carte. <laughs> nu mai știu care, în care dintre ele am scris că la 5 ani, 6 ani, 7 ani, câte ani în aveam atunci, anuntă, mă. și în jurnal și am scris și în carte. Și Matale a aflat la târziu, de tot târziu. Noi bănuiem că o veșină avea ură <laughs> Da, o veșină așa e străga ca să ne foc și avem niște veșini pe acolo și spune, dă un judecat că am auzit-o noi că se dă foc și eram în primul an de pocăință și am zis că nu fac treaba asta, chiar dacă ne-o da foc, nu o duc, nu o duc la poliție. Dar femeia nu era vinovată cu nimic. <laughs> era că ea vinovat și nu era.